Capela mortuară a parohiei Sfinții Apostol Petru și Pavel din localitatea Constanțeană 2 Mai a fost astăzi sfințită. Slujba a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Credincioșii parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din localitatea 2 Mai, județul Constanța, l-au avut astăzi în mijlocul lor pe înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. Ierarhul a sfințit capela mortuară cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril și a oficiat Sfânta Liturghie. Iată-ne astăzi la un moment deosebit pentru biserica aceasta, pentru că cimitirul acestei localități 2 Mai, iată, a primit din partea primăriei și a Consiliului Local un dar atât de frumos. O capelă mortuară care astăzi a fost sfințită, o capelă frumoasă, solidă și făcută cu dragoste și cu multă jertfă, de aceea am venit cu bucurie și orice sfințire de capelă se încununează cu Sfânta Liturghie, de aceea am făcut Sfânta Liturghie în biserica comunității aceasta închinată Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Cu toții știm câte eforturi se depun într-o comunitate pentru a se dezvolta. Lucrul acesta se poate realiza doar de oameni bine intenționați, de creștini cu adevărat, practicați, dar și de oameni de valoare. Construcția capelei cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril a început în toamna anului 2019.